Discutăm, domnule Guranu, și despre Planul Național de Reziliență și Redresare. Guvernul a publicat miercuri seara forma finală a acestuia, planul care va ajunge într-un final pe masa Comisiei Europene. Ce ne puteți spune despre noul Plan Național de Redresare și Reziliență? Au fost multe discuții pe seama acestui plan. Au fost, știu eu, și anumite schimbări în plan, generate de politica Uniunii Europene, de dorința Uniunii Europene să axeze și să ducă banii spre o anumită latură. Și este clar, mediul este foarte important în ultimul timp și se vorbește mult de acest lucru și s-a cerut să mergem pe ideea aceasta de protecție a mediului. Eu cred că este un plan bun pentru România în momentul de față, ținând cont că acolo unde s-a putut s-au dus banii către dezvoltare în acea zonă, inclusiv și ne referim la cele două componente, că știți că avem în jur de cam jumătate-jumătate, jumătate sunt nerambursabili, jumătate sunt credit. Și am auzit multe voci spunând, dar de ce mai luăm credit? Foarte simplu, pentru că dobânda este aproape zero. Și pentru a acoperi necesarul de dezvoltare, pentru a acoperi deficitul României, eu zic că este foarte bine să ne împrumutăm cu dobândă aproape zero și în condiții avantajoase de rambursare, decât să ne împrumutăm de pe piața liberă, ceea ce înseamnă în jur de 4% și specific 4%, care este mai puțin decât 5%, 5 și ceva, cât era pe timpul guvernării Dăncilă. Așa că este benefic ceea ce se întâmplă. O să vedem și începând de anul viitor că se va lucra pe bani europeni. Începând de la mediu, începând la dezvoltarea rutieră, până la sănătate, o să intre bani. Ceea ce ne va ajuta să ne dezvoltăm, să echilibrăm economia, pentru că trebuie să recunoaștem că a fost un dezechilibru în această perioadă, indiferent de ce povestesc unii și alții, că la noi a fost, nu numai la noi, a fost în toată lumea. Unii o să-și revină mult mai greu decât noi, o să se vadă acest lucru. Dar, na, cei din opoziție trebuie să ne critique pentru că ăsta e rolul lor și acceptăm atâta timp cât nu sunt minciunile prea mari spuse de opoziție. Este un plan ambițios. Am văzut că are 1205 pagini. Da, este un plan ambițios, dar realist în același timp. Și vă repet, ne-am fi dorit, vă dau un exemplu, ne-am fi dorit să intre mulți bani pentru irigații. Dar e un sistem nou care este cerut în irigație, e mai greu de aplicat la noi, că suntem axați pe ceva și atunci nu prea s-a aprobat să ducem bani pe irigații. Deci ne-ar fi ajutat mult. În multe zone dublam producția agricolă cu acest lucru, plus că eliminam riscul acesta de secetă, calamitate, probleme pe care le avem în agricultură. Din păcate, nu s-a putut. Deci, e De ce adevărat nu că s-a putut? pentru că nu s-au acordat bani pentru irigații, pentru acest tip de irigații. V-am spus, totul este axat pe mediu și noi, din păcate, avem un sistem de irigații mare consumator de apă. O să vedeți că în anii viitori o să fie o problemă apa potabilă, apa dulce în lume. În lume. Noi suntem un pic avantajați că avem un bazin hidrografic foarte bine dezvoltat față de alte țări, dar încet, încet apa dulce o să devină valută forte, pentru că se diminuează cantitatea și este absolut necesară pentru viață. Așa că deja încep măsuri hotărâte la nivel mondial pentru economisirea apei. Și aici se cere hai să spunem în termeni așa mai populari, să se ajungă la o irigare cu picurătoarea, cum se întâmplă în Israel, să efectiv picătura de apă merge exact acolo unde trebuie la plantă. Ei, pentru acest lucru înseamnă că ar fi necesare investiții foarte mari, ceea ce deocamdată noi nu ne putem permite.